Nu vor mai face zeci de drumuri și nu vor mai face coadă la ghișeurile supra-solicitate. Vorbim despre agenții economici care astăzi au beneficiat de o instruire în domeniul asigurărilor sociale. În cadrul evenimentului, agenții au aflat cum să înregistreze întreprindere pe portalul e-raportare, cum să utilizeze semnătură mobilă și cea digitală, dar și cum să lichideze problemele întâlnite la oferirea concedialelor. Ce probleme întâlnesc antreprenorii și care sunt scopul acestui seminar, aflați în continuare. De la 1 ianuarie, agenții economici din toată țara pot raporta trimestrial datele despre angajați la Casa Națională de Asigurări Sociale. În prezent, documentele REF 5 și 4 BAS pot fi expediate prin internet de către contabili, dar și angajatori. Datorită acestui serviciu online, este simplificată procedura de prezentare a rapoartelor și au posibilitatea de a economisi timp. Am vrut să atragem atenția agenților economici despre cerințele înaintate în fața lor, începând cu anul 2015, și că pe parcursul 2014 vom avea o muncă comună de a implementa o formulă nouă de raportare, că începând cu anul 2015, agenții economici își vor raporta REF 5 declarațiile lunar în mod electronic. Agenții economici nu prea cunosc modul de achitare a concedialelor pentru persoanele care activează în agricultură și pentru cei care planifică proiecte. Ce facem cu lucrătorii care lucrează la deșeuri de plin? De exemplu, proiectant. Are proiect, spre spunem, de 10.000 de lei acolo, lui se revine 30% din proiect. Sau hai să presupunem că sunt proiecte mari. El nu lucrează o singură lună, el lucrează 2-3 luni, dar salariul se calculează când proiectul e finisat. Ce facem în cazul ăsta? Cum îi calculează indemnizația de boală? Noi nu putem să demonstrăm că volumul ăsta de lucru el trebuie să repartizeze în 2019. Menționăm că Casa Națională de Asigurări Sociale a fost înființată în anul 2001 cu scopul de a garanta cetățenilor dreptul la protecție socială în cazurile de bătrânețe, șomaj, boală, de pierderea întreținătorului prin plăți sociale, a pensiilor, indemnizațiilor, compensațiilor nominative și alte prestații de asigurări sociale.